Pasajul care a fost citit ne vorbește despre autoritatea Domnului Iisus Hristos ca piatră de temelie a bisericii, în baza faptului că El este Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, a căpătat poziția de piatră de temelie pe care Domnul zidește biserica. Și interesant, îi spune lui Petru, și de fapt prin Petru ne spune nouă, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Bisericile tradiționale au făcut din acest verset o erezie. Că biserica ar avea autoritate asupra mântuirii oamenilor. Că biserica mântuiește. Biserica nu mântuiește, Domnul Iisus Hristos mântuiește. Și vreau să clarific acest lucru puțin, pentru că l-ați auzit de multe ori citindu-se. Noi ne-a dat cheile împărăției, ce legăm pe pământ e legat în cer, ce deslegăm pe pământ, deslegăm în cer. Vă rog să nu uitați. Domnul Iisus Hristos îi vorbește lui Petru, care a avut parte de revelația identității Domnului Iisus Hristos. Nu vorbește unui om îmbătat de putere, care crede că biserica e a lui, care crede că poate intra cu bocanci în sufletele oamenilor. Vorbește unui om care știe că Hristos e temelia bisericii și care știe că Hristos zidește biserica și că Hristos zidește biserica lui. În baza acestei revelații, în baza acestor cunoștințe pe care Petru le are, acum Domnul Iisus Hristos spune, poftim cheile împărăției. Cunoscător de Hristos și cunoscătorul principiilor împărăției, Petru și oamenii aleși de Dumnezeu să slujească biserica, primesc această responsabilitate grea de tot. Știți cât de grele sunt cheile împărăției? Ne cocoșează. Le spun de multe ori slujitorilor tineri, măi, predicați radical și guvernați moderat. Pentru că aveți de a face cu suflete de oameni care sunt cele mai sensibile entități din universul acesta. La ce se referă? Ce vei lega pe pământ va fi legat în cer și ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Ascultați ce spune în Matei 18, de la versetul 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru că orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să te asculte și nu vrea să asculte de ei, spune-i bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. În baza cărei autorități îl iei și îi spui, vino să stăm de vorbă, pentru că avem o problemă. Și el e rebel împotriva ta. Și îl duci la comitet. Sau îl duci la încă doi frați slujitori. Și n-ascultă nici acolo. La un moment dat, rebeliunea lui îl face să ajungă în fața bisericii. Și n-ascultă nici de biserică. El e mai deștept decât o biserică întreagă. Biblia îți dă autoritatea să-i pui eticheta de păgân și de lepădat. E greu să faci lucrul ăsta.
trebuie să fii foarte atent când îl faci. Dar există acea autoritate și acum ascultați versetul 18. După ce spune să-i pui eticheta de păgân și de vameș, nici să n-ai legătură cu el, nici să nu stai la masă cu el, spune Ioan. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Este vorba de capacitatea de a aplica principiile împărăției în disciplina spirituală a bisericii. Și acum ascultați, în ideea aceasta, că ceea ce este legat pe pământ este legat în cer și ceea ce este dezlegat pe pământ e dezlegat în cer. Apostolul Pavel tratează situația curvarului din Corint. Și în prima epistolă spune: pentru că a comis un păcat îngrozitor care nu se pomenește nici în lume, e judecat și în lume. Duhul meu e împreună cu Duhul vostru și trebuie să ia decizia ca acest rău să fie dat afară din biserică. Dat afară din biserică nu înseamnă pus deoparte, înseamnă n-are voie să intre în biserică fizic. Dare afară din părtășia bisericii. În baza cărei autorități are dreptul Pavel să facă lucrul ăsta? În baza autorității descrise aici de Domnul Iisus Hristos în conversația cu Petru, ce veți lega pe pământ e legat și în cer. Biserica din Corint ascultă. După un an și jumătate aproximativ, poate câteva luni în plus, Pavel scrie din nou corintenilor și ascultați ce spune. Pentru că s-a pocăit, pentru că e întristat, cu toate că a comis acel păcat, s-a pocăit de păcat, s-a lepădat de păcat, a părăsit păcatul și suferă cumplit, ca să nu fie doborât de prea mare întristare și să n-aibă Satana un câștig de la noi, să nu bage Satana încă un suflet în foc. Primiți-l înapoi și arătați-i dragoste. Pentru că a venit vremea dezlegării. Și am un sfat pentru biserică. Am mai spus-o acum câțiva ani și vă aduc aminte. Dragii mei, scopul legării este ca să nu fie subminate principiile împărăției. Când în împărăția lui Dumnezeu principiul este că ăsta e păcat și cineva comite cu larghețe păcatul respectiv, el trebuie pedepsit pentru ca să nu fie contaminată biserica, să nu fie întinată biserica. Păcatul trebuie pedepsit, inclusiv la nivel de biserică și disciplinat. În același timp însă, când pocăința este sinceră, când întoarcerea este sinceră, când regretul este sincer, trebuie să se arate grația lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu. Și trebuie să vină vremea dezlegării. Știți cu câtă groază slujitorii lui Dumnezeu tratează legatul și dezlegatul? Uneori biserica e în contratimp. Voi ați observat vreodată chestia asta? Când slujitorii au măsuri de legat și de pedepsit, biserica se înduioșează. Moba, chiar așa, săraci. Și când slujitorii desleagă, biserica spune: eu te Dumne, i-a dat voie, l-a lăsat pe ăla sau pe ăla, ce e asta aici? Dragii mei, feriți-vă spinarea, ajung câteva. Că uneori pică sârmă din pată pe spinarea noastră, gândindu-ne, nu cumva să legăm ce Dumnezeu nu vrea să legăm și nu cumva să
dezlegăm când Dumnezeu nu vrea să dezlegăm. Ajunge să fie doar câteva spinări flagelate. Dacă vreți să vă asumați riscul acesta de a rosti dezlegare sau legare, nu uitați că prima spinare care intră în joc atunci când judeci, fără să ai toată cunoștința situației sau înainte de vreme, mai rău decât trebuie sau mai ușor decât trebuie. Mi-aduc aminte de un frate slujitor în vârstă, venit un grup de frați și-au vrut să-i dea pe spinare la unul pentru că a fost ipocrit și mă, nu-i pocăiește să-l luați, să-l ciufuliți. Da, ăștia erau nervoși rău de tot și fratele îi cheamă și spune, bă, auziți, lăsați să-i dea Dumnezeu, nu-i dați voi, că voi ori o să-i dați prea multe, ori nu o să-i dați destule. Și lăsați să-i dea Dumnezeu. Autoritatea aceasta este extrem de grea. Vine cu o responsabilitate uriașă. Și Dumnezeu ne-a dat-o pentru funcționalitatea bisericii. Am vrut să menționez acest lucru pentru că este biblic, pentru că este scris negru pe alb și pentru că nu trebuie să fie înțeles greșit. Eu n-am dreptul să bag oameni nici în rai, nici în iad. Noi îi băgăm numai în pământ, atâta tot. Dumnezeu îi bagă ori în rai, ori în iad. Dar pentru ca biserica să fie un loc pur, unde principiile împărăției lui Dumnezeu să fie aplicate, să fie trăite, să fie recunoscute, să fie predicate fără ca să ni se impute că suntem cu dublu standard și că una vorbim și că alta facem, că nu ne umblă picioarele pe unde ne umblă gura. Această funcționalitate a bisericii, această puritate a bisericii trebuie protejată și trebuie luate măsuri, dar trebuie luate cu fermitate atunci când trebuie dată, trebuie și trebuie făcută dezlegarea de asemenea când și cum trebuie. Știți ce cred că e bine să ne dea Dumnezeu înțelepciune? Tot ceea ce facem, să facem după voia lui Dumnezeu și la timpul lui Dumnezeu.